În acest tutorial să umblăm la carburator, o să curățăm carburatorul de la acest Linhai de 300 și o să înlocuim galeria de admisie. Este crăpată și trage aer fals. În mod normal, această carcasă de la filtru de aer, capacul de la carcasă, era prinsă cu 6 cleme. Aceasta mai are decât una singură. O să-l desfacem. Clemele. Scoatem capacul. Vedeți cum arată filtrul acesta de aer. Aici trebuia să aibă un colier să-l țină. Asta nu mai are nimic. Uitați-vă cum arată. Mă mir că mai mergea. Acest filtru de aer, nefiind schimbat la timp, uitați-vă ce se întâmplă. Plasa aceasta dinăuntru o să o tragă pe admisie și ajunge în capul pistonului și poate să vă strice tot motorul. Doar de la un filtru de aer care nu este schimbat la timp. Mai departe desfacem șuruburile. Așa că este prinsă carcasa de la filtru de aer. Apoi desfacem plasticul acesta. Scoatem carcasa de la filtrul de aer. Okay. Avem cotul acesta de la filtrul de aer care, după cum se vede, scăpase deja. În mod normal desfacem colierul acesta, apoi desfacem acest colier și scoatem. Și acesta este crăpat. Ia uitați. Trebuie schimba și acesta. Mai departe vom desface carburatorul. Ca să dăm carburatorul jos, o să desfacem prima oară benzina. Avem grijă să fie oprit robinetul de benzină și scoatem acest furtun de alimentare. Este furtunul care vine din pompă de aici, de sus, de la pompa de benzină. Ok, o să-l scoatem cu ajutorul unui patent din carburator. Apoi, pe partea cealaltă, o să desfacem această piuliță de la cablul de accelerație, slăbim cablul de accelerație și să-l desfacem de pe carburator. Aici avem nevoie de o cheie de 10. Odată desfăcut cablul de accelerație, punem bine să nu ne scape. Uitați de ce trebuie să schimbăm și galeria de admisie. Este spartă de tot. Pe aici trage aer fals. Așa. Desfacem acest colier pentru a scoate carburatorul. Apoi galeria de admisie este prinsă cu două șuruburi. Aici avem cap de imbus. Așa, după ce am desfăcut colierul, scos carburatorul, scoatem ușor pe aici, pe la filtrul de aer. Așa, mai are aceste două fire de la... Scoatem ușor. Punem aici cu grijă să nu le pierdem. Cablul de la șocul o să scoatem de aici, din mufă. Și gata, acesta este carburatorul. Asta este furtunul de supraplin. O să desfacem și carburatorul să-l curățăm. Și acum desfacem galeria de admisie, care, după cum am spus, e prinsă cu două șuruburi. După ce am desfăcut cele două șuruburi de la galeria de admisie, desfacem ușor galeria, o scoatem. Așa, atenție, mai are un plastic aici, care, după cum se vede, este rupt și acesta trebuie înlocuit. Așa, și galeria de admisie mai are un furtun pe ea. Unele modele au două furtune pentru vacuum și unul de la epuratorul de gaze. Acestea, la acest model, se întâlnesc într-un T înainte, după cum se observă. Scoatem și acest furtun. Mare atenție, dacă lucrăm mai mult timp, ar fi bine să astupăm această gaură de aici cu o cârpă, cu ceva, să nu intre mizerie în motor.